Fă după amiază binecuvântată fie ca Harul lui Dumnezeu să ne însoțească și să ne dăruiască o oră de studiu cu mari binecuvântări, cuvânt care să ne dea de gândit, cuvânt care să fie implementat în viața noastră, cuvânt care să ne facă oameni cu totul speciali. Creștinii autentici sunt plini de respect și respectabili. Este titlul acestei teme care vrea să reînvie respectul pentru toți oamenii, care vrea să ne aducă aproape de standardele lui Dumnezeu și care vrea să ne ajute să nu ne lăsăm contaminați de vremurile grele pe care le trăim, vremuri care sunt caracterizate de atâta devalorizare a oamenilor, de atâta decadență, unde respectul și bunul simț aproape că dispar, iar oamenii devin tot mai josnici, tot mai greu să găsești un om de caracter, un om de bun simț, un om de valoare. De aceea nu ar trebui să ne luăm după ceea ce este în vogă, nici măcar după culturile națiunilor unde mergem. Noi trebuie să fim îmbibați de cultura lui Dumnezeu. Trebuie să fim îmbibați de cuvântul lui Dumnezeu care va face din noi oameni plini de respect și respectabili, cu un caracter deosebit. În Isaia 3 cu 5 ni se spune exact cum arată timpurile noastre, folosesc traducerea New Living. Oamenii se vor asupri unii pe alții, om împotriva omului, vecin împotriva aproapelui. Tinerii își vor insulta bătrânii, iar oamenii vulgari vor batjocori pe cei onorabili. Tinerii își vor insulta bătrânii, iar oamenii vulgari îi vor batjocori pe cei onorabili. Asta înseamnă că se duce bunul simț, se duce respect. Și dacă vrem să îl reprezentăm pe Dumnezeu și adevărul în lumea noastră, nu ar trebui să ne lăsăm contaminați de așa ceva. Nu. Când vorbim de o nouă ordine mondială care vrea să fie instalată, înseamnă că lumea cea veche, cu lucrurile frumoase, se duce, e pe cale de dispariție. Normalul va fi înlocuit de anormalitate. Imoralitatea va înlocui moralitatea. Lipsa de bun simț va înlocui respectul. Ce este respectul? Ne gândim deseori greșit că respectul e ceva ce dai altcuiva, da? Că îl respecti pe el și prin faptul că îl respecti, te gândești că e un lucru, e o atitudine sau o manifestare care o oferi celorlalți. E adevărat, dar doar parțial. Respectul nu este ceva ce dăruim doar celorlalți. Este o dovadă a ceea ce ești tu. Este o dovadă a caracterului pe care îl ai. Înțelegeți? Spunea cineva, dacă te respectă, respectă-i. Dacă nu te respectă, respectă-i. Nu lăsa acțiunile celorlalți să-ți cadă bunele maniere pentru că tu te reprezinți pe tine însuți sau însăți, nu pe ceilalți. Și așa este, e adevărat. Nu mă port la fel cum te porți tu. Asta e treaba ta. Atitudinea ta care o ai față de mine sau față de lumea în care trăiești. Nu mă motivează pe mine să mă port cu aceeași măsură cu tine. Respectul nu este doar ceva ce oferim celorlalți, ci dovada a ceea ce suntem noi, a caracterului pe care îl avem. Iar nouă ni se cere ca să manifestăm în lumea aceasta acel splendid caracter al Domnului Isus Hristos. Arată respect chiar și față de oamenii care nu-l merită, nu ca o reflectare a caracterului lor, ci ca o reflectare a caracterului tău. Respectul, în plus, e o atitudine care creează premisele unei relații bune. Vrei să ai relații bune cu cineva? Spre exemplu, creștinul este motivat de ceva, orice. Când vorbesc de creștin, vorbesc în general. Vorbesc de orice om care a luat contact cu adevărul, cu Evanghelia, cu ceea ce este Isus Hristos, cu planul lui Dumnezeu. Ei bine, în mintea creștinului a pătruns. Sigur ați fost vizitați de gânduri de genul ăsta că suntem puși în lumea asta să fim lumina lumii. Suntem puși în lumea asta să ajutăm pe ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeu, da? Și ca atare, acea trimitere a ucenicilor e trimiterea pentru orice credincios. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Deci noi avem în mintea noastră, ar trebui să avem cu inimii noastre această dorință să ajutăm oamenii. Să-i ajutăm pe oameni. Ori dacă vrei să-i ajuți pe oameni, primul lucru când te apropii de un om, dacă vrei să creezi un pod de legătură, dacă vrei să faci facilă relația
să clădești premizele unei relații bune, respectă-l pe omul, pe omul respectiv. Când ne arătăm respectul pentru alte ființe, ele răspund de obicei cu respect față de noi. Spunea cineva, dacă ai un anumit respect față de oameni, așa cum sunt, poți fi mai eficient în a-i ajuta să devină mai bun decât sunt ei. Respectul îți deschide inima la un om. E primul loc ca să poți să-i faci bine. E prima manifestare ca să poată să te accepte mai aproape de el. De aceea orice creștin care are de gând să ajută pe ceilalți ar trebui să fie plin de respect. Unde învățăm respectul? Băi, în primul rând ar trebui să-l învățăm în casele noastre. Se pierde această lecție. Nu știu câți părinți, în mod special, pe vremuri era împământenit. Măi, unde mergi? Să dai bună ziua, să te porți frumos, ai grijă cum te porți față de oamenii mai în vârstă. Dacă mergi la cineva, ai grijă cum te porți. Știți, astea erau cuvinte care reflectau aproape mentalitatea comună a părinților din trecut. Se învăța acasă respectul și plecai cu el ca și cu o valoare încredințată toată viața ta. Este unul dintre cele mai importante lucruri care pot să fie predate unui copil. Așa cum spune Proverbe 4:3, când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș. Fiu gingaș înseamnă de ăsta micuț. Și singur la mama mea, el m-a învățat atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Desigur, dacă n-ai avut șansa să ai o familie care să-ți încredințeze aceste valori, pentru că sunt valori, valori sociale, dar mai ales valori creștine. Știți de ce valori creștine? Pentru că veți vedea că sunt o grămadă de gânduri de ale lui Dumnezeu scrise în Biblie, care ne învață să fim cei mai respectoși oameni. Desigur că momentul în care creștem și chiar dacă n-am fost crescuți în cele mai bune învățături și părinții au neglijat să ne învețe încă de mici ce înseamnă respectul în formele lui diferite, pentru că există multe forme de respect, multe forme în care putem onora pe cineva, multe forme în care putem să ne arătăm considerația, când iei legătura cu Dumnezeu. E imposibil, dacă ai această legătură cu Dumnezeu și cu Cuvântul Său, să nu scoată din tine un om plin de respect. Nu scoate din creștini oameni plin de respect, pentru că nu are nicio eficiență cuvântul asupra lor. Aduceți-vă aminte, nu, Tatăl tuturor credincioșilor, iar dacă suntem credincioși, ar trebui să fie Tatăl nostru, Tatăl nostru Avram, să-i zicem, da? Geneza 23:6, ascultă-ne, Domnule! Cum mi se refereau, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu, în alte traduceri, prinț al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moartea în cel mai bun loc dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moartea în mormântul lui. Avram s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het. Observăm că acești oameni păgâni și păgânii nu erau foarte recunoscuți pentru atitudinea respectoasă, mai ales față de ceilalți care nu erau ca ei, erau... Nu, știți că era regula junglei a forței brute. Îi se adresează ca și când s-ar adresa unui prinț al lui Dumnezeu. Printre ei se purtase ca un prinț. Îl vedem cum se aruncă la pământ în fața unor păgâni. Nu? De ce ar trebui să te pleci atât de mult față de niște păgâni? Pentru că ești creștin. Pentru că Dumnezeu te învață lucrul acesta. Aș vrea să încep cu cea mai înaltă formă de respect, și anume respectul pentru Dumnezeu. Știți că dacă nu-L respectăm pe Dumnezeu, de aici pornește totul, în felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Să știți că respectul are multiple și adânci motive. Nu există doar ideea că ni se impune, Doamne, trebuie să fii respectos. De ce? Nu știu de ce, dar trebuie să fii respectos. Există multiple motive pentru care facem ceea ce facem. Și de obicei oamenii raționali, oamenii care înțeleg lucrurile cum stau și sunt motivați, atunci ei le fac. Eu nu înțeleg decât că ești răuvoitor dacă ți se dau cele mai bune motive să faci un lucru și nu vrei chiar dacă ești motivat să faci lucrul acela. E bine, respectul pentru Dumnezeu e cea mai înaltă formă de respect. E un tip de respect
care nu seamănă cu niciun alt tip de respect. Este combinat, e un respect combinat cu reverență și venerație. A venera pe cineva înseamnă a te închina în fața lui și în același timp împibat de recunoștință. Acest tip de respect are multiple motive. În primul rând, poziția supremă a lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu e Dumnezeu, iar noi suntem oameni. Este Dumnezeu suprem, nu e la nivelul nostru, e mult mai mare. Tot ce e mult mai mare decât noi, ar trebui nu să înțelegem proporțiile acestea cum stau. Dumnezeu e Dumnezeu. E suprem, în plus este creatorul nostru. Înțelegeți? E un respect care se naște și din faptul că îi datorăm, faptul că am apărut. Ne-a creat, ne-a făcut. Apoi este susținătorul nostru, ne susține. Nu putem trăi o clipă fără el. E dătătorul tuturor lucrurilor, respect care se naște din recunoștința că avem, că n-am avea nimic fără el. În același timp, e cel care ne-a purtat de grijă toată viața, este Tatăl nostru, infinit mai mare decât noi și îl mai respectăm și pentru caracterul unic pe care îl are, caracterul atât de frumos pe care îl are. Și caracterul acesta ar trebui să fie respectat, ar trebui să avem ochi pentru a vedea ce caracter are Dumnezeu. În felul acesta, în Apocalipsa 4:10, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie. A surprins această idee în Biblie. Cădeau înaintea lui și ziceau, vrednic ești. Vrednic ești este cuvântul, meriți lucrul acesta. Nu ne-l cere obligatoriu Dumnezeu. E ca și când se impune și ne impune. Nu, e vrednic. Ești vrednic să primești slava, cinstea, adică onoarea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Aici sunt unele din motive pentru care ne cheamă să cădem în fața lui Dumnezeu, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Vă dați seama, deci noi nu putem un pic să aplecăm un pic capul, nu? Ne întâlnim cu cineva sau dăm mâna unul cu altul, nu ne putem ridica, da? De ce? Dom'le, e formă de respect, nu salut din fund. Înțelegeți? Stai acolo. Te ridici. Observați, gesturile acestea de cădeau în fața lui, își puneau coroanele. Scoateți măcar pălăria, știți că era, nu stai cu mâinile în buzunar, domne, când saluți, da? Nu, înainte au fost civilizații care se plecau, făceau gesturi de plecăciune. Eu nu vreau să facem ceva formal, ceva care să fie născut dintr-o respect autentic. Ni se spune să nu iei în deșert numele Domnului. Asta înseamnă că ar trebui să ne exprimăm tot ce e legat de Dumnezeu. Să ne exprimăm respectos, reverențios. Deschidem Biblia cu reverență. Când vorbim legat de Dumnezeu, vorbim cu bucurie, dar cu reverență, cu respect. Tot ceea ce e legat de închinare trebuie tratat cu reverență. De ce e vrednic de așa ceva? Chiar nu mai vedem distanța între noi și El? Chiar nu înțelegem că îi datorăm totul? Chiar nu înțelegem cât de mare este? Nu înțelegem cât de bun este? Nu înțelegem ce caracter desăvârșit are? Nu înțelegem cât îi datorăm? Pentru că toate lucrurile acestea, când sunt înțelese, nasc respect, închinare, reverență, recunoștință. Sentimente care se contopesc și care creează o formă unică de respect față de Dumnezeu. De aceea ar trebui să reînviem acest respect. E posibil ca el să pălească prin faptul că pierdem din vedere, începem să nu ne mai dăm seama cine e Dumnezeu. Nu, aduceți-vă aminte când Moise s-a apropiat de rugul aprins și a spus Dumnezeu cum să se apropie, da? Aduceți-vă aminte de alții care s-au apropiat irreverențios la templu, da? Cu foc străin și așa mai departe. Nu este ideea doar de frică, deși ați văzut cuvântul care este folosit de Dumnezeu, cuvântul care îl găsim în Biblie, frica de Domnul, care nu este nici de cum frica obișnuită, pentru că în dragoste, ne spune Ioan, nu este frică. Dar în același timp a trebuit să fie, nu s-a găsit un cuvânt, domne. Nu, din păcate limbile noastre, limbile oamenilor, deseori sunt limitate și n-au cuvinte speciale. Și domne, de aceea a pus un cuvânt care are o grămadă de conotații
care n-ar trebui să... Frica de Domnul, înțelegeți? E respectul, dar e un fel de... Exact cum spune, bucurați-vă tremurând. E cum să mă bucur tremurând? Ori mă bucur, de obicei noi ne bucurăm și ne relaxăm. E forma de aia în care îți permiți orice. Nu, nu, bucurați-vă tremurând. Cum vine asta? Frica de Domnul este o venerație, un respect care te nu cumva să faci ceva care e nepotrivit față de ființa asta. Nu îndrăznești măcar să te gândești că ai putea să o superi sau să o întristezi printr-o atitudine nepotrivită. Deci ar trebui să ne apropiem de cuvântul Domnului, de locul în care implorăm prezența Lui. Ar trebui veni să ne închinăm, să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, Psalm 95:6. Apoi aș vrea să vorbesc despre ceva care Biblia ne clarifică foarte mult și ne cere să facem lucrul acesta. În Ezechiel 18:4, iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Toate sufletele, toți oamenii, sunt proprietatea lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care El i-a creat. Oameni care, din păcate, au degenerat unii dintre ei, mai mult, mai puțin, dar care au fost răscumpărați, așa cum spune în 1 Petru 1:18, că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din traiul deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos. Oamenii aceștia au o valoare în sine, nu au, există o valoare și în ceea ce facem. Înțelegeți? Putem să facem ceva frumos și ar trebui să avem ochi să vedem ceea ce e frumos și să respectăm ce e frumos, da? Dar și dacă nu facem absolut nimic frumos și facem numai lucruri urâte și rele, oamenii ăștia, fiecare om are o valoare în sine însuși, e valoare pe care a pus-o Dumnezeu pe el. Noi trebuie să respectăm această valoare, știți că s-a plătit pentru fiecare om. Și cât îl face de scump omul ăsta dacă s-a... Păi cât s-a plătit pe el? Știți lucrul acesta și admiteți faptul că pentru fiecare om, pe fiecare om l-a creat Dumnezeu, a investit ceva Dumnezeu în el și l-a răscumpărat prin sângele prețios al Domnului Iisus. Admiteți lucrul acesta. În momentul când admitem și credem, înseamnă că omul ăla, dincolo de ce face el, are în sine o valoare pe care, inestimabilă, pe care a pus-o Dumnezeu pe el. Iar noi respectăm ce? Valoarea aceea, da? Respectăm valoarea aceea dincolo, nu caracterul. Caracterul e un alt tip de respect, că ar trebui să respectăm caracterul. Dar chiar dacă are un caracter urât, chiar dacă e viciat, respectăm și recunoaștem valoarea acelui om. De aceea ni se spune în 1 Petru 2:17, voi folosi mai multe traduceri, cinstiți pe toți oamenii. Biblia Standard Bereană, tratează-i pe toți cu mare respect. Foarte frumoasă traducerea. Biblia Literară Bereană, onorați pe toată lumea. Biblia Aramaică, în engleză simplă, onorează fiecare persoană. Majority Standard Bible, tratează pe toată lumea cu mare considerație. Cine spune lucrul acesta? Onorează-l pe fiecare, tratează-l, cinstește-i pe toți oamenii. Tratează-i pe toți cu mare respect. Cine ne învață? Dumnezeu, da? Iar tu ești creștin. Eu sunt creștin. Deschid Biblia și acesta este cuvântul pe care Dumnezeu mi-l spune mie, da? Și atunci ar trebui cum să trăiesc? În conformitate cu acest cuvânt, cu ceea ce mă învață Dumnezeu. Asta este o valoare pe care Dumnezeu meu mă învață și pe care mi-o încredințează. Iar eu, dacă sunt credincios și reflect cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, exact asta fac. Tratez pe toată lumea, indiferent de om, cu mare considerație. Dacă nu respecti omul, atunci ce respecti? Că tot ceea ce este, sunt ființe inferioare, da? Omul a fost coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dacă nu reușești să respecti omul, înseamnă că sub om ce, nu mai respecti absolut nimic. Sunt creaturi ale lui Dumnezeu. Le respectăm, nu înseamnă că suntem de acord cu alegerile lor. Sau trebuie să fiu de acord cu opiniile lor. Îi respect ca ființe umane, create de Dumnezeu și răscumpărate cu sângele Domnului Iisus Hristos. Spunea Ralph Emerson, orice ființă umană, de orice origine, de orice nație, merită respect. Trebuie să ne respectăm pe,
trebuie să respectăm pe alții așa cum ne respectăm pe noi înșine. Iar Einstein vorbesc cu toată lumea în același mod, indiferent că este gunoiul sau președintele universității. De ce? Pentru că dincolo de orice alt lucru, merit, realizări, caracter, omul are o valoare pe care a pus-o Dumnezeu pe el. Iar eu văd această valoare, recunosc această valoare și o tratez cu respect. Altfel, înseamnă că nu vedem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare om. De aceea trebuie reînviat respectul. Știți prea bine că nu respectăm pe oameni, mai ales în condiții sociale sau, mă rog, oameni care s-au viciat sau care și-au stricat viața, nu îi respectăm. Nu trebuie să respectăm faptele lor, aia îi ține de caracter. E un alt tip de respect care îl datorăm oricărui caracter frumos. Apoi, dintre toți oamenii, sigur, părinții noștri sunt oameni, nu? Respectăm pe toți oamenii, dar respectul pentru părinți are multiple, ca substrat, multiple motive. Sunt oameni și ei, ființe create de Dumnezeu, care au avut un rol special în viața noastră, sunt cei prin care Dumnezeu ți-a dat viața, da? Sunt cei care te-au îngrijit o perioadă foarte lungă de timp, nu ai fi putut crește mare fără suportul lor, să nu spui că nu. În timp îndelungat ai fost atât de neputincios și incapabil să faci ceva. Sunt mai și în vârstă decât noi, în plus, pentru că e și un tip de respect care ne învață Biblia să respect și anii și perialbi și așa mai departe. Deci au cel puțin 4-5 motive există ca substrat. De aceea îi merită un respect special, un respect deosebit față de alte persoane. Proverbe 23:22, noua traducere internațională, ascultă-l pe tatăl tău care ți-a dat viață și nu-ți disprețui mama că este bătrână sau când este bătrână, în altă traducere. Tatăl tău foarte frumos care ți-a dat viață sau mama că este bătrână. În Efeseni 6:1, prin Apostolul Pavel, Dumnezeu ne învață: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, și anume ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Această poruncă, cinstește-ți părinții, este asociată cu viață lungă și cu fericire. Cine nu vrea să fie fericit? Ei, porunca aceasta te condiționează. Lipsa de respect față de părinții tăi înseamnă că nu o să ai viață lungă și nu o să fii nici fericit. În plus, în Matei 15:4, un text preluat de Mântuitorul din Vechiul Testament, căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit, cu siguranță cu moartea. De ce se crede un astfel de individ irecuperabil, atât de bolnav și parazitar încât merita să nu mai trăiască? Vă dați seama, era vorba de o pedeapsă capitală dacă îți grăiești de rău, îți vorbești de rău părinții, se considera că ești un individ ăsta incurabil, nu mai ești bun de nimic, nu faci umbră degeaba pământului. Cine considera asta? Dumnezeu. Dacă vedea că nu-ți reușești să-ți respecti părinții care sunt vizibili, se considera că față de el nici atâta nu ai respect. Te considera un caz pierdut. Incurabil să-ți vorbești de rău părinții. Să nu mai vorbim în timpul de față cât de urât ne raportăm la părinți. Nu. Uitați-vă atitudinea lui Solomon față de mama sa, Batsheba. 1 Regi 2:19. Batsheba s-a dus la împăratul Solomon. Era împărat. Împăratul s-a sculat-o în tâmpine, s-a închinat înaintea ei și gândiți-vă că era conducătorul suprem. Nu, pus pe tron, omul care conducea națiunea, să scoală înaintea ei, nu? Se închină înaintea ei, a așezat-o pe scaunul său de domnie, au pus un scaun pentru mama împăratului și a așezut la dreapta lui. Aduceți-vă aminte de Rahela, furase idoli, asta e o parte mai tristă, mai negativă, a și mințit. Dar uitați-vă care era obiceiul. Ea a zis tatălui său, Geneza 31:35, Domnul meu, să nu te superi, Domnul meu. Nu. Știți că acum zice: Domne, de ce le spune părinților pe nume în America? Serios. Zice: în America nu, nici asta trebuie să ne... Așa sunt culturile. Dacă te uiți înapoi în America, știi cum ziceau copiii tatălui?
Spre exemplu, băiatul cum se refera la tatăl său, sir, sir, sir. Asta însemna, era un, e formula de respect pentru domnule, nu era un domn oarecare. Sir este o formulă respectabilă. Sigur, acum îi zice pe nume și noi ne facem americani și învățăm tot la fel, că asta e cultura. E cultura decadenței. I-a spus, nu mă pot ridica că am rânduiala femeilor, iartă-mă, nu te supăra, domnul meu. Pentru că, în mod obișnuit, copiii, când vorbeau cu părinții, aveau un respect cu totul special, se ridicau în fața lor și le, ca în fața unor persoane cu totul speciale. Trebuie să arăți respectul. Ce respect? Respecti o grămadă de lucruri, că e mai mare decât tine, că a avut grijă de tine, că ți s-a dat viață prin el, că ți-a purtat de grijă. Nu? Cine își cere lucrul ăsta? Dumnezeu, ca să fii fericit și să-l reflexi pe el, pentru că de ce ne cere așa ceva? Așa este Dumnezeu, voi onora, spune Dumnezeu, pe cine mă onorează. Asta înseamnă că și Dumnezeu respectă, măcar că ce motive ar avea să ne respecte pe noi, nu? Nu. Ce motive ar avea ca să ne respecte? Ne respectă pentru că așa, asta reflectă pe el. Un copil care îi se permite să fie lipsit de respect față de părinții săi nu va avea un adevărat respect față de nimeni. Să știți, cine nu respectă, nu se poziționează cu respect față de părinții lui, să știți că în societate cu atât mai mult n-are motive să respecte pe cineva. Desigur, respectul în familie apoi este un lucru care trebuie cultivat, învățat și păstrat ca o valoare deosebită. Spunea cineva că respectul și loialitatea nu sunt o treaptă superioară într-o relație, ele sunt cerințe a priori, adică înaintea oricărei experiențe, înainte de fapt înseamnă a priori. Înainte ca să intrăm în căsătorie, domnule, oamenii trebuie să se respecte, nu după aceea învățăm să ne respectăm. Înainte trebuie să-l vezi și să o vezi că sunt respectoși, că se tratează cu considerație. Acolo unde nu există respect reciproc, întotdeauna sunt probleme. Și lucrul acesta îl văd în familie. Dom'le, nu știm să ne tratăm cu respect. Femeia să-și trateze cu respect bărbatul, în mod special. Bărbatul să o respecte pe ea. Uitați în Efeseni 5:33, iarăși o traducere un pic dubioasă pe care o folosește Cornilescu. Vă spun dubioasă pentru faptul că nu există întotdeauna cuvintele care ar trebui ca să definească anumite stări. Efeseni 5:33 încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta, făcea referire la bărbați, ca pe sine. Și nevasta să se teamă de bărbat. Și iarăși spun, dom'le, în dragoste nu e frică. Ca atare nu-i vorba să tremure înaintea lui. Nu-i vorba de faptul că îl respectă, că o pleznește sau îi, mă rog, s-a impus cu forța. Nu-i vorba, dar de ce n-a găsit Cornilescu cuvântul potrivit? Nu, ce cuvânt ar putea? O să vă dau câteva traduceri și din aramaică și asta și o să vedeți. În alte traduceri e vorba de un tip special de respect. Noua versiune internațională, cu toate acestea, fiecare din voi trebuie să-și iubească soția așa cum se iubește pe sine, iar soția trebuie să-și respecte soțul. Trebuie, acest trebuie înseamnă imperios, nu-i facultativ. Trebuie să-și respecte soțul. Versiunea standard în limba engleză, soția să aibă grijă să-și respecte soțul. Să aibă grijă înseamnă... Știi ce înseamnă să fii grijuliu cu privire la un lucru? Nu poți să-l pierzi din vedere lucrul acela. King James. And the wife see that she reverence her husband. E cuvântul folosit care îl traducem noi cinstește, dar este reverence. Reverență. Reverence este la noi să-l traducem mot-a-mot, reverență. E mai mult decât respect, domnule, de aceea Cornilescu n-a tradus respect, n-a tradus cinste, că nu era respect, cinste spunea, ci a spus să se teamă. Deși când zis să se teamă, deja erași cauzi într-o linie greșită de înțelegeri, știți, e frica aia omenească, frica că îți face sau îți impune. Nu e vorba de așa ceva, pentru că e vorba că el o iubește ca pe sine însuși. Și așa ceva nu generează frica obișnuită. Generează ce? Un respect până la reverență. Deci, cu alte cuvinte, King James spune și soția vede că își cinstește soțul. Adică ea vede, are grijă
în această direcție. Biblia aramaică, foarte interesant, în engleză simplă, ar femeia ar trebui să-și venereze soțul. Iarăși o traducere care la limită că venerația trebuie să o dai lui Dumnezeu doar. Știi, aproape venerația e legată în mare măsură de închinare. Dom'le, de aceea a ales Cornilescu un cuvânt care e greu. E vorba de un respect reverențios față de el. Ar trebui să cultive așa ceva. Câte soții cultivă așa ceva? Nu, cu un respect deosebit. Un respect deosebit. Spunea James Howell, respectă un bărbat și el va face cu atât mai mult. Deci când un bărbat se vede respectat în mare măsură, el vrea să respecte și mai mult pe soție. Întâia Petru 3 cu 1, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigat fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Este iarăși Cornilescu în temere, dar Biblia Standard Bereană, când văd comportamentul tău pur și reverențios, Biblia Standard în limba engleză, când văd comportamentul respectuos și pur, când te vede cât de respectoasă ești, el măcar că nu-i creștin și n-a citit Biblia, dar așa ceva îl mișcă până în profunzime. Credeți că sunt probleme aici? Credeți că în mare măsură în familii nu se cultivă respectul? Vă aduceți aminte, nu doar de Avram și de Sara ne spune Biblia că vorbește că astfel se împodobeau, adică cu podoaba lăuntrică, femeile sfinte de odinioară, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Observați, fără să vă temeți de ceva, dacă ați citit celelalte traduceri, ați vedea fără ca să o faceți din obligație, fără să o faceți din teroare, traduc alte. Adică unele sunt respectoase, dar din cauza unei frici pe care bărbatul a inspirat-o, cât un despot ăla care știe mână de fier și spune tu așa te adresezi, tu așa te porți. Nu, sunt cazuri rare și acestea, bineînțeles, dar spune că îl numea domnul ei, această femeie sfântă de odinioară, și dacă facem așa ceva, fără ca să fie impusă de vreo teamă și ceva, ci pur și simplu o faci din conștiință, o faci din respect pentru Dumnezeu, în primul rând, că așa se cere. Și bărbaților le se spune în 1 Petru 3 cu 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, un vas mai slab în sensul mai sensibil, dându-i cinstea sau onorându-o în alte traduceri, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Să știi că iubești cu adevărat doar pe cine respecti. Dacă nu respecti pe cineva, nu-l iubești. Respectul una din expresiile cele mai înalte ale iubirii. Și când văd lipsă de respect în familii, știu foarte clar că e lipsă de iubire acolo. Deci în momentul când nu iubești pe cineva, nu-l respecti și manifestarea, sigur nu o să spun nu iubesc, dar manifestarea lipsită de respect este dovada că nu-l iubești sau că nu iubești. De aceea respectul ar trebui să fie o valoare, o frumusețe, care să fie emanată, mirosul ăsta plăcut, manifestarea asta plăcută în toate familiile creștine. De ce? Păi dacă nu ne-a învățat nimeni până acum, n-am învățat acasă, n-am învățat la școală, că în școală nu se mai învață așa ceva, ne învață Dumnezeu. Creștinul vine în școala lui Hristos și în școala lui Hristos are astfel de lecții prețioase. Există un respect care este pentru cei mai în vârstă decât noi, care s-a pierdut în mare măsură. Știu că pe vremuri, dacă erau cu câțiva ani mai mare decât tine, în zonele asiatice și acum încă mai este până nu se occidentalizează și miasma imorală, mortală care vine din vest și care alungă toate lucrurile valoroase, va înlocui tiparul purtării reverențioase. Și dacă era cu câțiva ani, asiaticii respectau lucrul acesta, îl considerau ca un senior, ceva, doar câțiva anișori dacă era mai mult. Cu atât mai mult când e vorba de cei în vârstă, în ziliți. În Proverbe 16 cu 31, perii albi sunt o coroană de cinste. Coroană! Ea se găsește pe calea neprihănirii. Sigur, coroanele ar trebui respectate
În noua traducere internațională, părul gri o coroană de splendoare. În Iov 32:4, fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Și Elihu a luat cuvântul și a zis, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrân, de aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Ce învățăm aici? De ce nu sunt învățați copiii că în momentul când doi adulți vorbesc serios ceva între ei, nu trebuie să întrerupă continuu și să se întrerupă pe toată lumea și trebuie să asculți întotdeauna părerile lor? Înțelegeți? Copiii au impresia că știu tot. Copiii devin obraznici, întrerup conversații, se bagă, vedeți, sunt centrul atenției. Nu poate să se vorbească. Vedeți, de ce? Nu l-ați învățat că e o chestie de respect? Nu-l înveți, domne, că ești atât de mic încât de-abia deschizi ochii și nu înțelegi ce e în lumea asta? Că, de fapt, multe lecții le înveți prin trecând ani și lovindu-te și învățând și tot învățând și tot învățând. Observați ce spune Elihu, m-am temut să vorbesc, m-am temut să deschid și v-am lăsat pe voi pentru că sunteți bătrâni și uite acum când voi ați terminat, vorbesc și eu, da? Pentru că asta se numește respect, da? Levitic 19:32, să te scoli înaintea perilor albi, să cinstești pe bătrân, să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domn, într-un singur verset, era totul comprimat. Adică e legat, te temi de Dumnezeu, recunoști că El e Domn, nu faci așa ceva. Noua traducere internațională, ridicați-vă în prezența celor în vârstă. Arătați respect pentru cei în vârstă și venerați-L pe Dumnezeu vostru, eu sunt Domnul. Ridicați-vă în prezența celui în vârstă. Învață să dai locul. Deseori nu-l vezi. Stai ca mătăuzul. Stai ca lemnitul acolo. De ce n-ai fost învățat? Îți lipsește lucrul acesta. Lipsa aceasta e întristătoare pentru că dovedești că dom'le, nu semeni cu Dumnezeu. Nu semeni nici de cum nu reflect ceea ce vrea Dumnezeu. Ar trebui reînviat respectul. În toate formele, pentru toate clasele de oameni, pentru toate situațiile. Observați, Dumnezeu ne impune diferite forme de respect. Ni le cere pentru că sunt motivate. Respectăm ce este părul alb, era coroană de splendoare. Înțelegi? Dacă vine un om, nu știu ce, te izmenești în fața lui, te pleci acolo. De ce? Pentru că are nu știu ce poziție este. Nu te duci în audiență, nu știu pe unde și nu știi să te ploconești acolo. De ce? Pentru că e în poziția aceasta. Ți se spune de Dumnezeu că este o coroană de splendoare pe care tu o vezi și ce faci? O respect, te ridici. Ar trebui să ne ridicăm. Ar trebui să învățăm să onorăm pe cei care sunt în vârstă. Desigur, ni se spune de asemenea să respectăm pe cei care sunt în funcții de conducere, care poartă responsabilități sociale și de care ar trebui să nu uităm că depinde bunăstarea, liniștea și libertatea oamenilor. Vă dați seama, o decizie într-un loc înalt înseamnă război. O decizie în loc înalt înseamnă legislații care nu te mai lasă să deschizi gura. O decizie în loc înalt te poate pune în niște situații atât de dramatice pe tine, familia ta, urmașii tăi. Dom'le, de aceea oamenii aceștia, înălțați așa cum spune în limbajul vechi, îndrăgătorii, 1 Timotei 2:1, vă îndemn deci înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii și în mod special spune pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați îndrăgătorii ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Observați, depindea și ni se cere nu doar să respectăm, ci să ne și rugăm în mod special pentru cei care sunt în funcții de conducere. Dacă noi uităm lucrul acesta și ca și când, domne, n-avem trebuință de nimeni, nu o să respectăm. Mi se spune că dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, Roman 13:6. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. 1 Petru 2:17, unde ni se spune să cinstim pe toți oamenii, ni se spune dați cinste împăratului. Onorați-l pe împărat. Vă aduceți aminte cu ce cuvinte elogioase, nu fățarnice, nu-i vorba de formule, că nu suntem chemați să fim fățarnici, suntem chemați să fim autentici. Sincer și să înțelegem motivele. Dom'le, omul ăla poartă responsabilități grele, stă sub presiuni
Și faptul că te bucuri de libertate și de prosperitate, ar trebui să-i arăți respectul. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, fapte 26 cu 1, 2, că am să mă apăr astăzi înaintea ta. De ce atât de fericit că se apără? Era onorat că un astfel de om îl va asculta, că are ocazia să dea mărturia. Ridicând mâna reverențios, mă socotesc fericit, împărate Agripa. Vă aduceți aminte? Prealesule Festus. Da? Cu ce cuvinte onorabile se adresează? De ce? Pentru că respecta acest lucru. Mi se spune prin Iuda, Iuda 1 cu 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși. Versetul 8, care nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Știți, începem să vorbim așa cu, știi, de... Ori fi conducătorii, nu sunt întotdeauna buni. Uneori sunt sub presiune, alteori fac lucruri urâte, uneori unii se luptă împotriva lui Dumnezeu. Da? Citim mai în continuare că nici măcar arhanghelul Mihail, care se împotrivea diavolului, se certa pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva diavolului. Deci o judecată de ocară, ci doar a zis Domnul să te mustre. Domnul e cel care nu... Răzbunarea a lui și el ia în mână toate cazurile. N-ar trebui să vorbim cu dispreț și cu vorbe urâte. Oricum n-ar trebui să vorbim cu vorbe urâte în nicio circunstanță. Dar mai ales la adresa conducătorilor. Nu înseamnă că suntem de acord cu toate deciziile. Unii nu. Apasă oameni. Alții ne au deciziile bune în ceea ce privește acordarea libertăților. Dar asta nu ne, nici de cum nu ne conferă nouă, nu? Posibilitatea ca să-i bajocorim. Nu. Respectăm pentru că suntem respectabili, pentru că avem caractere care reflectă pe Dumnezeu. De aceea ar trebui să fim atenți și decenți în exprimările noastre față de cei care conduc social. Apoi există respectul pentru cei care ne păstoresc sufletele și se îngrijesc de bun mers spiritual și ne ajută să fim mântuiți. Aceasta este motivația. Dom'le, cineva te ajută să poți să crești în credință. Te ajută să fii mai aproape de Dumnezeu. Te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu, să-ți învingi deficiențele. Într-un cuvânt, să poți să fii salvat. Lucrul acesta nu merită respect. N-am căutat slava de la oameni. 1 Tesaloniceni 2 cu 6, spunea Pavel. Nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostol al lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Adică era, n-a cerut lucrul acesta, dar era foarte legal și era în regulă. Era în regulă de ce? 1 Tesaloniceni 5 cu 12, vă rugăm fraților să priviți bine pe cei care se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult din dragoste, din pricina lucrărilor. În Good News Translation, același verset, vă implorăm prietenii noștri să acordați respectul cuvenit celor care lucrează printre voi, care vă îndrumă și vă instruiesc în viața de credință. Citim în a doua împărați 2 cu 23 despre, în Biblia standard americană voi folosi, e vorba de profetul Elisei. Înaintase în vârstă, a fost profetul vindecării. Profetul vindecării, pentru că Ilie înaintea lui a fost profetul reformei, zguduitoare pe Carmel, vă aduceți aminte, dar națiunea a fost praf și trebuia cineva printr-o lucrare lungă să o ajute să se apropie de Dumnezeu, acea națiune care devenise idolatră, poporul lui Dumnezeu. A făcut o mare lucrare, mare lucrare Elisei, a lucrat mult timp, a făcut multe minuni, a ajutat mulți oameni, i-a întors la Dumnezeu, a educat poporul. Era mai în vârstă acum, în Biblia standard americană, de acolo s-a suit la Betel și pe când urca pe drum, niște băieți tineri au ieșit din cetate, l-au ridicularizat și au spus: suiete chelule, suiete chelule, suiete pleșuvule, numai că în traducerea noastră, pleșuvule deja, știți, sunt cuvinte vechi care, mai ales pentru cei care sunt mai tineri, nu știu ce înseamnă pleșuvule. Exact cum spune: voi pleșuvi capul fiicelor Sionului, adică le voi cheli, spune Isaia, știți. Și l-a văzut urcând, au început să-și bată joc, să-l pună în cântece, să-l ridiculizeze,
Suiete chelule, suiete chelule. Și Elisei s-a întors și când i-a văzut, i-a blestemat în numele Domnului și două ursoaici au ieșit din pădure și au sfâșiat 42 de tineri de genul acesta. De ce Dumnezeu? Că normal, Elisei, minunile acestea le-a făcut prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost de acord cu lucrul acesta. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Și probabil că foarte mulți ar sări, vai de mine, ce lipsă de milă, ce lipsă de compasiune. Serios? Dar nu-i se pare oribil ca un om al lui Dumnezeu care lucrase pentru binele națiunii atâta timp să ajungă batjocora tinerilor? Cine învățase sau cine nu învățase? Cine învățase să se poarte așa? Dumnezeu a considerat că astfel de tineri n-aveau viitor. Să știți că tot ce face Dumnezeu face cu cap, cu înțelepciune și plin de iubire. Să știți, o astfel de atitudine față de solii lui Dumnezeu, disprețul, este condamnabilă. De aceea ar trebui să respectăm așa cum ne învață Dumnezeu. În plus, caracterul nobil și frumos al cuiva merită respectat. Fiecare om merită respectat că este o ființă în care a investit Dumnezeu, e creatura lui Dumnezeu și răscumpărat prin sângele Domnului Iisus, dar dacă are și caracter frumos, ce este rezultatul? Ce e caracterul frumos? Toate calitățile, spre exemplu, iubirea. De unde vine iubirea? Cine? De unde? A cui e iubirea, fraților? Iubirea e din Dumnezeu, oricine este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu, iubește. Bunătatea e a Lui, credincioșia e a Lui. Când vezi un caracter frumos, vezi manifestările lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu într-o ființă umană, da? Și ce respecti? Respecti pe Dumnezeu în acea lucrare. Recunoști acea lucrare și ai respect și considerație. Iov 29:7, dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății, spune Iov, dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi. La apropierea mea îi făceau loc întotdeauna, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Observați, și bătrânii, măcar că erau respectați ca bătrâni, respectau la rândul lor ce? Caracterul lui Iov. Mai mari își opreau cuvântările, glasul căpetenilor tăcea, urechea care mă auzea mă numea fericit, căci, versetul 12, acest căci este motivul pentru care oamenii se purtau cu respect, scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin, binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei, mă îmbrăcam cu neprihănire, cu dreptate și slujam de îmbrăcăminte, neprihănirea mea, manta și turban. Observați, caracterul acesta naște respect. Și ar trebui să respectăm caracterele frumoase. De ce? Caracterul este rodul lucrării Duhului lui Dumnezeu în oameni. Și cum nu vezi lucrul acesta? Nu trebuie invidiat, ar trebui respecta lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de femeia deosebită care e descrisă în Proverbe 31:10. Da? Cine poate găsi o femeie, Cornilescu traduce cinstită, iar la noi cinstit e un pic serioasă, nu imorală, da? Dar în King James, virtuous woman, asta înseamnă femeie cu virtuți, virtuoasă, femeie cu caracter deosebit. E mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea, nu duce lipsă de venituri, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale, ea face rost de lână, de in. Nu duce... Lucrează cu mâini harnice, deschide gura cu înțelepciune, învățături plăcute îi sunt pe limbe, veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, nu mănâncă pâine ale nevirii. O femeie deosebită. Am sărit peste câteva versete, că descrierea este foarte lungă, dar e o femeie virtuoasă. Fiii ei se scoală și o numesc fericită, se scoală înseamnă se ridică, încă o dată, încă o dovadă biblică că nu... O formă de respect este să te ridici, să te aplăci. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând multe fete au o purtare virtuoasă, dar tu le întrești pe toate. Aici e o formă de respect care vine din caractere frumoase. E dincolo de respectul pe care îl datorăm datorită altor motive. E un motiv special. Dom'le, într-un caracter frumos asta Dumnezeu a lucrat în viața acelui om și respect acel caracter, respect acea lucrare pe care Dumnezeu o face. În plus există, în Exodul 31:2, sunt oameni care au deosebite talente, abilități și au realizat ceva.
Talentele și abilitățile sunt lucruri pe care Dumnezeu le pune în oameni, iar noi trebuie să le vedem și să le respectăm. În Exodul 31:2 se spune de ce Bețalael era atât de special lucrător, meseriaș, bun. Să știi că am ales pe Bețalael, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, e primul lucru care îl spune despre el. Și ce a rezultat? I-am dat duh de înțelepciune, i-am dat pricepere, știință pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări deosebite, să lucreze în aur, în argint, aramă, să sape în pietre, să lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Într-un alt text spune, i-am dat și putere să învețe și pe alții. Ceea ce înseamnă, Dumne, în omul ăsta a investit Dumnezeu niște calități, niște talente, niște abilități. Observați că Dumnezeu era baza. Eu i-am dat duh de înțelepciune, am pus Duhul meu peste el. Și când vezi așa ceva, ar trebui să vezi ce? Mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Dom'le, de aceea am Proverbe 22:29, dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Foarte interesant cum traduce alte traduceri. Biblia Standard Bereană, spre exemplu, vezi un om priceput în munca lui, că mai vedem, ne mai uităm și noi, stânga, dreapta, ne mai întâlnim, nu? El va sta în prezența regilor. El nu va sta înaintea oamenilor obscuri. Traducerea veștilor bune arată-mi pe cineva care face o treabă bună și îți voi arăta pe cineva care este mai bun decât majoritatea și vrednic de compania regilor. Ce minunat este! Asta înseamnă că respecti, Domne, talentul, realizările, lucrurile pe care Dumnezeu le-a investit în oameni. Că asta respecti. Ochiul tău vede și știi în spatele acestor lucruri Dumnezeu a dat talente și respecti acest lucru. Apoi aș vrea în încheiere să mai vorbesc de un tip de respect pentru lucrurile făcute de Dumnezeu. Știți, orice om de caracter, de bun simț, respectabil, înțelege că în momentul când cineva îți dă un lucru, îți împrumută un lucru, nu zic că îți dau o carte, da? Sau îți dau un lucru, e lucru meu, va trebui să te porți cu el cum? Cum te porți? De ce te porți mai frumos decât cu lucrurile tale? Trebuie să te porți frumos și cu lucrurile tale. Dar când nu sunt ale tale, când lucrul acela ți este doar încredințat sau împrumutat, tu ar trebui, felul în care te porți cu lucrul acela e felul în care te porți în realitate cu cel care ți l-a dat. Trebuie să ai o formă de considerație și de respect. Acum noi suntem puși pe pământul ăsta. Pământul ăsta nu l-am făcut noi. Nu l-am creat noi, da? Pământul cu tot ce crește pe el, creația lui Dumnezeu, știți, este versetul din Psalmul 50:10, cum vorbește despre suflet, toate sufletele sunt ale mele, am citit, nu? Și asta înseamnă că oamenii sunt al lui Dumnezeu, sunt proprietatea lui Dumnezeu și nu pot să fac ce vreau cu proprietatea lui Dumnezeu, nu mă pot purta lipsit de considerație. Tot așa spune că ce ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate animalele, toate fiarele munților, cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți, tot ce mișcă pe câmp este al meu. Creația este a lui Dumnezeu și noi am fost puși în locul ăsta frumos. N-am contribuit cu nimic aici, este doar un dar al lui Dumnezeu. Mi se încredințează, ce frumos spune în Geneza 2:15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o, la noi traduce Cornescu, să o păzească. De ce o păzești, mă, frate? Cine era? Când s-o păi? Unii au zis că o păzea de satana. Ei, na, asta e o interpretare așa deplasată. Vreți să vedeți cum scrie noua versiune internațională? Să aibă grijă de ea. Să o îngrijească, să o păzească, New King James. Să o îngrijească, să o întrețină, Net Bible. De să o păzească era în realitate să nu strice. Să aibă grijă de ea. Da? De ce? E creația lui Dumnezeu, e atât de frumoasă. Ar trebui să avem un respect deosebit față de ea. Când vedem, ar trebui să ne minunăm, ar trebui să fim, să ne considerăm foarte privilegiați. Doamne, ne-ai pus și pe noi aici. Hop, ploți exact în mijlocul frumuseților. Dar asta e creația ta. Și ca atare, nu numai că sunt uimit de cât de frumoasă, o respect, o întrețin, o îngrijesc. Și cum a ajuns creația datorită omului? Romani 8:22, dar știind până în ziua de azi că toată firea, traduce Cornilescu, dar King James, all creation, toată creația suspină și suferă durerile nașterii.
Da? Dom'le, de aceea Dumnezeu dăduse instrucțiuni speciale, ai grijă cu pământul, nu, care și el nevoie să se odihnească. În Deuteronom 22:6, dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mama și pui, ci să dai drumul mamei și să nu iei decât pui ca să fii fericit și să ai zile multe. Era acum aceleași cuvinte rupte din porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile multe, să fii fericit. Bă, nu faci dezastru, mă. Nu iei totul, nu faci. Există triburi, spre exemplu, am citit despre Boșimani, triburile din Africa de acolo, și sunt foarte săraci, se duc și când vânează un animal, după ce l-au vânat, îi explică acolo în genunchi lângă el, își cere iertare că a trebuit să-l omoare și îi explică că familia lui a fost foarte flămândă și n-au avut ce să mănânce și tocmai de aceea au fost obligați ca să-l sacrifice ca să trăiască și ei. Asta înseamnă în mintea lor și noi zicem păgâni, domne, că sunt... Nu. Asta înseamnă respect față de creație. Era un clip în care se certa unul bătrân cu unul tânăr, zice, de ce ai lăsat, mă, rațele sălbatice vânate prin apă pe acolo căzute? Ce treabă e, mă, cu mine, că am permis și vânesc și fac ce? Nu mi-a trebuit. Adică le împușcase doar de plăcere. Știți, te duci să faci un safari, te duci să faci așa, omori nu știu câți. Îți găsești plăcere în a omori. Nu mai vorbim de cât de devastată este planeta. A venit timpul să prăpădești pe cei care prăpădesc creația, prăpădesc pământul, experiențe nucleare, deșeuri, mizerii, tăieri masive, defrișări în neștire. Dom'le, ai impresia că e a ta? Toată creația lui Dumnezeu te-a pus aici într-un loc frumos. Nu respectăm creația dintr-un singur motiv. Nu respectăm pe Creator. De asta. Nu avem niciun respect față de cine ne-a dat-o, cine ne-a încredințat-o, că în realitate am fost pus să o păzim, să o îngrijim, să o întreținem. Da? Ni se spune în Isaia 65:8, ce frumos este, Doamne, ce sensibilitate are cuvântul lui Dumnezeu și ce-ar face din oameni dacă i-ar da crezare. Așa vorbește Domnul, după cum se găsește zeamă într-o strugure și se zice, nu-l nimici, că este o binecuvântare în el. Nu găsește, nu-l călca, mă. Nu-l călca în picioare. Într-o boabă de strugure există miracole, să știți. Strugurile, a pus Dumnezeu acolo niște lucruri extraordinare pentru noi, ce proprietăți are. Ce principii active de vindecare, câte boli pot să fie vindecate prin... Nu-l călcam în picioare, mă, chiar o babă de strugure, o binecuvântare, a pus ceva, un miracol Dumnezeu acolo. Nu distruge, nu strica. Nu? Dumnezeu ne învață să fim gentili și atenți cu creația. Ia cât ai nevoie, nu tăia mai mult decât ai nevoie, nu strica mai mult decât nevoie. Încearcă să repari, încearcă să întreții, încearcă ca... În felul acesta respectăm pe Creator, respectăm creația Lui. Desigur, unii exagerează în timpurile de față și folosesc o astfel de solie ca să, nu, cu alte pretenții și știți prea bine cu această mișcare. Dar există un sâmbure de adevăr pe care Dumnezeu îl încredințează și trebuia să vorbim și despre respectul asupra creației, cu ajutorul lui Dumnezeu, să reviem respectul pentru toți oamenii. Să ne rugăm lui Dumnezeu să devenim oameni plini de respect și respectabili. Adică la rândul nostru când respectăm, asta înseamnă că suntem și educați, avem caracter, Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Fie ca să ne rugăm în această direcție și Dumnezeu să lucreze. Amin.